Dimineața zilei de 26 februarie, un autoturism a luat foc în timp ce se deplasa pe dealul Hera, la ieșirea din Rona de Sus, județul Maramureș. Încă nu se cunosc cauzele care au stat la baza producerii incendiului, dar se presupune că de vină ar putea fi un scurt circuit la instalația electrică a autovehiculului. Autoturismul a ars aproape în integralitate. La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din Sighetul Marmației.